Domnule Iliescu, domnule Iliescu, la mulți ani, a fost ziua dumneavoastră, cum vă simțiți? Ca în Siberia, nu se vede? A nins și nu au dat ăștia cu sare. O să atrag atenția șefului de scară, tovarășului locatar de aici, să ia măsuri. Revenind la întrebarea dumneavoastră, la vârsta de 93 mă simt ca la 39, gata de un 69. Ați avut mulți invitați la ziua dumneavoastră? Am avut invitații mei de suflet, care vin tot timpul și care beau un ceai fierbinte alături de soția mea, Nina. Nu dau detalii, lăsați-mă. Ce cadouri ați primit? Nu mă agresați, măi animalule. Lasă-mă. Ce cadouri ați primit de la ziua dumneavoastră? Este o indiscreție maximă, dar am primit ceva pentru suflet pe care pot să folosesc și în următorii 10 ani de viață. Ceva care să mă rejuveneze. Domnul Iohannis a fost la ziua dumneavoastră? Cine este acest domn? Domnul președinte Iohannis. Domnul președinte al României, Iohannis, din păcate el și-a terminat și al doilea mandat înainte de termen. Asta chiar mă face să mă enervez și să mă gândesc că poate o să cochetez cu ideea de a mai candida. Trebuie să-mi găsesc doar partidul. Chiar vreți să mai candidați? Desigur, desigur. Viitorul îmi stă tot timpul în față. Nu am nicio problemă, platforma politică o cunosc, sloganul rămâne același, roșu să fie. Roșu, cod roșu peste tot în țară. Ce părere aveți despre cutremurile astea de care se întâmplă acum, dacă tot a spus de cutremure, de cod roșu? Să nu ne speriem. Cutremure au fost, cutremure vor mai fi. Mi-aduc aminte de cutremurul după campania napoleoniană. Mă scuzați, am și eu emoții, sunt încă tânăr pentru a da interviuri. Loredana Groza era mică și s-a speriat. De atunci i-a venit vocea și a început să cânte. Și vedeți ce frumos o face în continuare. La revedere! Ce planuri aveți pe viitor acum, la vârsta viitor, aceasta? Viitorul îmi stă în față. Am planuri mari. Vreau să reconstruiesc din temelii România. Mi-am ales câțiva tovarăși demni care sunt trup și suflet alături de mine și urmează să facem un podcast. Ili e pod. Dar detalii pe TikTok. Vă mulțumim mult. Dar unde mergeți acum la ora asta? Ați băut mult aseară? Măi animalule, aceste întrebări nu se pun unui șef de stat. Mi-am băut cafeluța azi de dimineață și acum mă duc să văd dacă au băgat portocale la alimentarea din colț. Vreau să-i fac o surpriză soției mele, Nina, și să înjumătățim amândoi o portocală ca în zilele bune. Sănătate, dragi români, toate cele bune. Să ne vedem cu bine la urine, la urne. Vă mulțumim mult, la revedere!